Rusia a atacat din nou cu rachete localitățile ucrainene din spatele liniei frontului. S-au raportat bombardamente în Nicopol și Zaporojie. În același timp, nu contenesc luptele pentru controlul asupra Donbasului. Ucrainenii ar fi distrus un alt depozit rusesc de muniții la Melitopol. Președintele Volodymyr Zelensky i-a întrunit duminică într-o ședință secretă pe șefii apărării și securității, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul țării sale în recuperarea teritoriilor aflate sub ocupație. Între timp, experții de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică au anunțat că sunt în drum spre centrala de la Zaporojie. Schimburile de tiruri de artilerie au continuat pe frontul din Ucraina. Rușii au efectuat operațiuni ofensive fără succes la nord-vest de Sloviansk, atacuri limitate la sud-est de Bahmut, la vest și sud-vest de orașul Donetsk și la nord de orașul Harkov, potrivit Institutului American pentru Studiul Războiului. Zilnic, oamenii din Donbas trăiesc sub bombardamente, însă cu greu se decid să fie evacuați. Chiar astăzi când plecam, vecina noastră și îngropa mama ucisă de obuze. Rușii bombardează zi și noapte. Am decis să fugim pentru a scăpa cu viața, în timp ce ea a trebuit să-și îngroape mama în grădina casei. În adresarea sa video de noaptea trecută, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat o serie de vizite ale partenerilor internaționali care vizează extinderea ajutorului militar, economic și politic, dar și sancțiunile aplicate Rusiei. Zelensky din nou a promis că va face totul pentru recuperarea teritoriilor aflate sub controlul rușilor sau separatiștilor proruși. A Ucraina? Poverneți. Și Ucraina va reveni, sigur, viața va reveni, demnitatea oamenilor din Donbas va reveni, abilitatea de a trăi va reveni, oportunitatea de a trăi în siguranță și în fericire. Exact asta va simboliza drapelul nostru ucrainan când îl vom instala în Donetsk, Horlovka, Mariupol, în toate orașele din zonele Donbas, Azov, în toate zonele sub ocupație rusă, în regiunile Harkov, Zaporojie, Herson și categoric în Crimeea. Ucraina nu uită nimic. Liderul de la Kiev ar fi avut ieri o ședință cu reprezentanții ai sectoarelor de apărare și securitate, potrivit unui comunicat publicat de președinția ucrainană. La Mirnoie, localitate aflată la 10 km de Melitopol, a fost aruncat în aer un depozit de echipamente inamice, a scris primarul Ivan Fyodorov pe contul său de Telegram. Centrul de rezistență ucrainan a raportat despre lichidarea unor noi colaboraționiști în regiunile Zaporojie și Herson. Partizanii i-ar fi lichidat pe trădătorii Andrii Rishkov și Alexei Kovalev, unul un fost polițist de front, iar celălalt un fost deputat ucrainean. Presa locală din Hersonul ocupat anunță că militarii ucraineni ar fi lovit noaptea trecută o bază militară inamică din oraș. Artileria rusă a bombardat duminică localități din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie, aflate pe celălalt mal al Niprului. Terenul centralei a fost și el ținta unor atacuri, însă nivelul radiațiilor se menține normal. Se cunoaște despre 10 persoane rănite ca urmare a bombardării nocturne a zonelor rezidențiale din Energodar, două dintre care au fost spitalizate în stare gravă. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a anunțat azi dimineață că se află în drum spre centrala nucleară ucrainană din Zaporojie, care a fost ținta unor atacuri în ultimele săptămâni, împreună cu cei 13 experți din țări în mare parte neutre, urmând să ajungă la atomocentrală în următoarele zile. Asta chiar dacă rușii folosesc tactici iraniene pentru a obstrucționa inspecțiile echipei internaționale de experți la Zaporojie.